Bun găsit, doamnelor și domnilor! Se pregătesc o serie de măsuri care ne vor afecta pe toți. Vor fi rezultatele, principalele rezultate, scumpirile. Guvernul vrea să acopere deficitul bugetar, vrea să acopere acea gaură din buget despre care ni s-a spus așa, bacă e mai mare, bacă e mai mică, e neclar de unde a apărut și cum poate fi acoperită. Cert este că a fost un subiect de discuție această gaură din buget în sine. Pentru că s-a tot speculat ce se poate face și de ce a apărut ea, probabil din cauza unei activități mai puțin satisfăcătoare a fiscului, s-a spus, sau poate pentru că nu au fost făcute tăierile la timp. Cert este că acum se găsește o cârpeală, se încearcă o cârpeală și ar fi pregătite mai multe măsuri, un nou plan cu mai multe măsuri care să acopere acest deficit. Și iată, ar fi vorba de o reducere a cheltuielilor de aproximativ 8 miliarde de lei, așa ne-a anunțat Marcel Ciolacu. Haideți să vedem însă cum au primit oamenii de rând, pentru că pe ei va sta povara. Cum au privit oamenii de rând toată această vânzoleală din ultimele zile și declarațiile guvernanților? Prim-ministrul Marcel Ciolacu vrea să pună în aplicare un plan de reducere a cheltuielilor bugetare care conține patru direcții esențiale, susțin surse guvernamentale. În primul rând se discută despre reducerea angajaților din sectorul public. De această măsură sunt vizați și angajații care dețin funcții de conducere. O altă măsură se referă la reducerea sporurilor pentru angajații de la stat de la 33% la 20%. În ochii românilor, planul lui Marcel Ciolacu nu pare ingenios deloc. Aș susține, dacă ar avea vreo relevanță, părerea mea. Nu sunt o autoritate în domeniu, fac ei ce vor acolo. Dacă sunt degeaba, nu, n-aș fi de acord, doar dacă este absolut necesar. Este o idee falsă, sunt posturi care nu sunt ocupate, în moment nu sunt bugetate. Guvernul discută și despre reducerea cheltuielilor de bunuri și servicii în aparatul bugetar cu 10%, iar o altă măsură se referă la prioritizarea proiectelor de investiții publice. Sunt medic într-un spital și avem nevoie de personal. Din ce cunosc, deși n-am cine știe ce cunoștințe, știu că deja sunt foarte puțini angajați și lucrează peste normă. Te gândești în viitor să lucrezi la stat sau în mediu privat? În mediu privat aș dori, nu la stat. Nici de cum, am impresia că oamenii trebuie să fie implicați în mult mai multă muncă și doritor și probabil că aduc mult mai mult beneficiu. Cred că statul trebuie să colecteze perfect impozitele și piața neagră și atunci vor dispare efectiv problemele. Comentăm măsurile care au fost anunțate deja, pentru că sunt mai multe și unele dintre ele imposibil de aplicat. Vom vedea despre ce este vorba. Este vorba despre acea taxă pe vilă cu doamna Tatoiu. Doamna Tatoiu ar fi unul dintre cei românii care ar plăti acea taxă pe vilă, teoretic, dar probabil nu se va întâmpla asta, pentru că e imposibil. Nu se poate aplica și vom vorbi despre asta, dar dincolo de asta, măsurile luate până acum, reducerea acestor posturi, 200.000 de posturi care fuseseră neocupate și care rămăseseră undeva așa prin sistemul bugetar. Nu s-a înțeles exact ce-i cu ele. Oamenii au înțeles că, de fapt... Au râs. Nu e adevărat. Deci, în sistemul de stat, ca să fii director sau secretar de stat, trebuie să fii în vârful unei piramide și să ai niște tipi subordonați ca să primești sporul de conducere. Da. Ori au vrut să-l numească pe Gigel, care venea din teritoriu, e pila nu știu cui, în ministerul nu știu care. I-au creat niște posturi în subordine și l-au făcut director. 1 la 10, cam asta e. Și atunci Ciolacu zice, bine, dacă reușește, șapo. Pentru că în momentul în care tu ai o piramidă și ai aici niște posturi în schemă care sunt bugetate și acolo apare ca o cheltuială viitoare, poți să-l numești pe Popescu șef peste mulți GJ, care nu există decât pe hârtie. Și ăla primește și spor de conducere și tot. Asta e aberația sistemului. În momentul în care tu dispari aceste posturi, le tai la următoarea rectificare bugetară, care trebuie să aibă acum loc în august. În momentul ăla, Popescu nu mai are pe cine să conducă. Deci Popescu nu mai primește spor de conducere. Așa se explică declarațiile lor
Scoatem 200.000 de posturi și 20.000 de posturi de conducere. Că e 1 la 10. Deci 20.000 de director sunt peste 200.000 de posturi care nu sunt ocupate. Deci asta n-ar fi o măsură rea, ziceți. Nu ar fi o măsură. Asta e singura metodă prin care pot să încep să procesul de redimensionare a aparatului bugetar. Dar nu cred că explică ca lumea. Că și eu am întrebat. Prima reacție a fost cum? Și mi-au explicat niște oameni care știu cum se fac organigramele. Că vă dați seama ce vânzoleală. Și mi-au explicat și la PNL și la PSD, ăia care sunt în piramidă undeva pe nivelul 10-11 directorași în ministere, tropăie! Pentru că își dispar posturile. Altfel, se va ajunge ca în 2010. Dacă mai țin minte, în 2010 a ieșit Băsescu și a zis 25% da, tăiem de sus. E posibil să se întâmple ceva de genul ăsta, dar neanunțat? În 2025. Da. Nu pot să o faci înainte de 2020. Poate reușește Ciolacu să facă chestia asta. Deci aici mișcarea e foarte bună. Pentru că și atunci, eu țin minte, erau discuții, era fondul monetar, să intrăm în incapacitate de plată. Da. Că nu vreau să plece de la stat. Soluția asta este o soluție de mijloc și poate să ducă la scăderea aparatului guvernamental. Așa trebuie să o percepe. Păi n-ar fi rău dacă n-ar fi rău deloc. Și a mai anunțat că va comasa niște agenții care au aceleași responsabilități și se calcă unii pe alții ca la zile și nu știi cine răspunde dacă se întâmplă ceva. Deci asta este bună. Și este singura metodă prin care poți să mai... Nu să dai afară, să mai limitai din nasurile șefilor și să mai faci 8 miliarde. Dar se îți poate. Permiți să faci asta în an preelectoral, când ai nevoie de oamenii ăștia să se implice în alegeri? Eu cred că totuși, la un moment dat au înțeles și la nivel local, că noi în București nu simțim criza, dar în localitățile mici, a scăzut consumul, da. Și atunci... Și în București a scăzut nu consumul, doar că nu se vede, sunt și foarte mare vine și... multă lume, da, sunt deci, și turiști. Una peste alta, dacă reușește, fără să... acum, liberalii care ei au zis că să nu crească, să nu facă, ei vor pierde cel mai mult, că în acest conglomerat PSD-ul e atât și liberalii sunt atât. E adevărat. Și când pierzi la atât 20% de 20.000 de posturi, nu e așa o vânzoleală în partid. La unii mici, procentul o să creeze și o să vedem multe transferuri. Se vorbește că octombrie, noiembrie vor fi în piață sursele mele. Vor fi niște schimbări majore politic. Pentru că, în sensul că nemulțumire, vă dați seama, în momentul în care cei care intră în partid la nivelul de jos, intră ca să facă o carieră, să se descurce, să-și găsească un post. În momentul în care se limitează cașcavalul, la masă, bucățica de atâta o mănâncă mulți, bucățica atâta o mănâncă mai puțin. Și atunci o să apară nemulțumiri și o să vedeți mișcări. Și încă o dată, revenim la măsurile astea. Deci, de unde a apărut gaura asta? Ca să fim cinstiți. S-a făcut bugetul pe repede înainte și cheltuielile au fost estimate la atât și încasările la atât. Da? În momentul în care am intrat pe piața reală, cheltuielile s-au dus așa și veniturile s-au dus așa, că bugetul a fost făcut prost. Deci el a fost așa și acum e așa. Și normal că n-ai ce să faci. Problema este la ordonanța pentru modificarea codului fiscal, că asta e o ordonanță pe reducerea aparatului, că așa au zis, dau două. Una pe reducerea aparatului și una pe codul fiscal. Acolo e o problemă. Pentru că acolo vor crește niște sume de bani pe care cetățeanul și așa amărât va trebui să le scoată din buzunar și să le dea acestui stat care el zice... Mai slăbește, dar nu slăbește suficient și nu e sustenabil. Și în octombrie trebuie să se apuce de bugetul anului electoral. Acolo și, și mai e ceva din toamnă. Este foarte posibil, în ciuda acelor ieftiniri la produsele de bază, despre care de asemenea vom vorbi, dar este posibil să avem noi scumpiri.
Adică păi, prima oricum scutire. Le vom avea la anumite produse, produsele bio, cele pentru hrana, pentru ani. Bun, hai să zicem că acolo nu va fi mare bătaie, că și așa nu e vreun popor nebunit după cultură, hai să zicem, ăsta e adevărul. Dar vor fi toate aceste scumpiri vor antrena alte scumpiri. Cea mai periculoasă e următoarea, pe care o văd eu la bugetul care, la care trebuie să lucreze, da. Pe baza noului cod fiscal. Crește TVA-ul, da. La energia de încălzire, exact. De la 5% la 9%. De la 1 septembrie am înțeles. Așa e. Da? Deci vom plăti mai mult pentru căldură. În condițiile în care se scoate plafonarea. Deci va fi o creștere semnificativă. Așa, da? Deci va fi o creștere semnificativă. Orice, asta îmi spuneam, în toată Europa TVA-ul la energie e mic. Pentru că și așa energia este, prețul energiei a fost cel care a generat inflația asta galopantă de care nu mai scăpăm. Da. Și îmi spunea un domn, vai, dar doamnă, dumneavoastră nu înțelegeți că PIB-ul României se calculează și cu inflația. Inflația e în prețul produsului, da? Deci, ce înseamnă PIB-ul? Adun toate facturile, toate schimburile din interiorul României. În valoarea facturii este valoarea produsului care crește cu inflația. Orice produs care se tranzacționează are o componentă de energie. Tu în momentul în care crești prețul energiei, automat toate produsele vor crește la preț. În construcții. Deci, pe înțelesul tuturor, tot acest noi an de măsuri care au fost anunțate și pe care mulți nu le-au înțeles, așa? Vor duce la scumpiri, la alimente, la energie, la întreținerea casei. La întreținerea casei. Va costa mai mult din toamnă, deci vom plăti pentru căldură, da. Cel puțin, pentru că acolo știm. Deci de acolo la 5% crește TVA. Crește TVA-ul la 9% și dispare plafonul. Statul va lua mai mulți bani de la noi. Da? Și energie în toate, în toate cele ce sunt și cele ce mâine vor de la soare. Era o poezie lui Dan Deșliu, parcă pe vremea mea. Da. Asta se va întâmpla. Da. Ne-au anunțat că inflația va fi de o singură cifră, 7%. În condițiile în care se întâmplă asta... N-are cum să fie de o singură cifră. N-au cum să atingă, practic. Vor fi niște scumpiri care antrenează inflație, logic. Tu faci un buget pe 2024 inflaționist. Cât? Și iarăși vor face. Vor estima cheltuieli mici și încasări mari, care nu se vor putea realiza și ne trezim în 2025. Aia e problema. După ce trec rândurile alea de alegeri, cu problema la ușă cu războiul, iarăși așa. Și atunci... Va fi prea târziu. Nu, deci că e exponențială deteriorarea. Dar nu e numai, e toată Europa are aceeași problemă. Da, sunt scumpiri, o inflație imensă în toată Europa. Da. Și în America, spune Biden că a scăzut inflația. Da. N-a scăzut inflația. A scăzut inflația pe scârca Europei. Că America s-a mai salvat cât s-a salvat, în timp ce Europa se duce la fund. Bun, să vorbim și despre o altă taxă complet inutilă, dacă celelalte vor avea efect, asta nu va avea niciun efect. Sau va avea efect acolo unde nu știm ce mare brânză va duce la buget. E vorba despre acea taxă pe vilă, așa o numit-o, pe casele scumpe de la 500.000 de euro, casele care costă foarte mult, vilele, da? Ei, în cazul în care aveți o astfel de casă, va trebui să o evaluați în așa fel încât să se știe că e atât de scumpă, că poate pică piața, poate se devalorizează, poate zona nu mai e așa de atractivă și ce costa 500.000 de euro... Poate va costa peste o lună 300.000 de euro. Dar oricum, dacă veți rămâne la 500.000 de euro casa, atunci va fi o taxă de 1% pentru ea. Haideți să vedem care e noima până la urmă din materialul pregătit de colegi. În momentul de față, din cele peste 9 milioane de locuințe deținute de persoane fizice în România, doar puține dintre ele sunt evaluate la prețurile actuale. Gândiți-vă că sunt case de 30, 50, 200 de ani care n-au fost evaluate în ultima vreme pentru că nu au făcut obiectul unor tranzacții de vânzare-cumpărare. Motiv pentru care e puțin probabil ca autoritățile să reușească să impună acest impozit de 1% în condițiile în care cred că nici 10% din locuințele din România nu au o actualizare a valorilor de piață.
Este aproape imposibil. Va dura cel puțin câțiva ani pentru a face o evaluare a acestor imobile. Doar că oricât ar vrea guvernul să aplice această taxă, în practică situația este mult mai complicată pentru că va fi foarte dificil de aplicat. Nu poți aplica niște impozite discreționale, adică numai pentru firme sau pentru anumite categorii de contribuabili. Este aproape imposibil din punct de vedere fiscal, pentru că impozitele ca și taxele ar trebui aplicate după un principiu constituțional. Același tip de impozit pentru toată lumea. Specialiștii spun că o astfel de măsură ar putea fi implementată în viitor, când România va intra în rândul țărilor digitalizate. Când vom avea într-adevăr o digitalizare, o evaluare a tuturor imobilor din România la valoarea de piață, da, atunci probabil va fi supraimpozitată bogăția, cum se întâmplă de altfel și în alte țări din întreaga lume. Până când nu vom avea un cloud guvernamental cu toate datele sincronizate și cu evaluările făcute, mă aștept ca această măsură să fie amânată, să fie prorogată pentru un termen nedefinit. Nu că ar fi prima dată când se ia o măsură care nu are cum să fie aplicată și care mă gândesc că este pur și simplu populistă, să se bucure cine stă într-o garsonieră în chirie undeva, că ăla de 500 de mii de euro plătește o taxă. Nu va plăti, că n-ai cum să le plătești. Chiar dacă nu o prorogă, pot să vă spun, am stat de vorbă cu niște prieteni și zic, ce faceți, care au și două vile? Da. Divorțăm. 2%. Nu, divorțăm. Divorțăm. Da. Și o împărțim cu copii și în momentul ăla, din două, din cinci, da, se fracționează. Deci, întotdeauna, când vrei, ai un râu, da, care curge și tu pui niște baraje, râul își găsește el. Da. Și românii, din punctul ăsta de vedere, am văzut când a fost cu lemnele, când au făcut aia, că au plafonat la lemne. Am văzut când au făcut treburile alea cu plafonarea la energie. Aia care s-au descurcat, s-au răspârcut. Și tot aia, amărâții, da, vor duce povara. Aia care... Și cred că această lege, dacă va fi dată, va fi dată cu iz electoral. Pentru că știm că oamenii din politică, când trec în declarația de avere, nu-și trec contul. Eu nu cred, da, că... Am văzut conturi, 1.000 de... 10.000 de euro. Hai să vedem serios. Cât te costă avionul la clasa 1 și cu asta. Bun. Și atunci și-au cumpărat terenuri, case, nu știu cum. Da? Care acum vor fi scărmănate. Da. Se va aplica cu dublă măsură ca să scoată din joc adversari politici. Dar este neconstituțional, spunea și Adrian Negrescu. Da, bineînțeles, dar până... Deci nici așa nu prea poate fi aplicată. Va fi... Problema este că trebuie să regândim România ca o familie. Nu avem bani să trimitem copiii la școală, dar avem bani să ne cumpărăm mașini complicate. Nu se poate. Apropo de toate investițiile, deci facem, noi vrem să trăim în secolul 21, dar 60% din populația României, în școli, spitale, secții de poliție, în casele de la țară, trăiește ca acum 100 de ani. Da. Și trebuie să o acceptăm. Când îi văd pe inspectorii aia, că se duc, controlează, că noi ce... Haideți la 30 de kilometri de București, în casele că ăla unde 5 copii trăiesc, cara e peste grămadă, cu insecte, cu... Haideți să mergem acolo. Deci... Sau haideți să mergem în căminele groazei, nu e așa? Că tocmai ce am descoperit, dar că ele există. Deci știa toată lumea. Deci ați dat o știre, acum vreo 6 luni de zile, în Oravița, cu un spital de boli de plămâni, sau unde s-au prăbușit fațadele. Da. Deci, Achimaș Cădăriu, în 2016, am și pus pe Facebook la mine. Scriam o chestie. El a zis, 80% din spitalele din România ar trebui închise. Am vorbit cu medici din spitalele din București și mi-au spus, Monica, sunt spitale sociale. Nu se investește acolo unde trebuie. Se investește în aparatură complicată care nici nu e pusă în funcțiune. Da. Deci sunt niște cheltuieli din care se scot șpăgile și acum cu salariile astea mărite și nu se fac investiții acolo unde trebuie, în spitale sociale, ca să crească spitalele private. Eu am o întrebare. Da? Deci, hai să gândim așa. România este împărțită în două. E România aia frumoasă, cu arătăm la televizor, cu reclame, zici că ești în Star Trek. Și dacă o crede cineva, totuși. Și este România pe care o simți pe stradă. O simți când intri în toaleta publică de la o instituție administrativă în care... Știți cum arată? Un britanic îmi spunea acum 20 de ani.
Îți dai seama de cât de civilizată e o țară după cum arată toaletele. Vă invit la toaletele din aeroportul Otopeni. Deci când te dai jos din avion, când n-am te-ai dus la toaletă, da, că se zgâlțea avionul, deci este, tac, îți dai seama. Asta e diferența. Și tu vrei secolul 21 în azile și spitale? Și apropo de azile, ce își imaginau unii că se va opri acest scandal și că gata, totul s-a descoperit și ne-am dat seama unde sunt problemele, nu s-au descoperit toate. Sunt convinsă că mai au încă foarte multe lucruri de găsit și foarte multe locuri în care se întâmplă lucruri groaznice și despre care nu se știe. A continuat acest scandal, așadar, al azilelor groaze. Au fost făcute noi descoperiri în Mureș, de exemplu, au fost cei de la Cerejea acolo și, de ce nu, și aici, pe lângă București, pentru că de aici a pornit scandalul, în Voluntari, încă un azil în care oamenii trăiau în condiții îngrozitoare. Haideți să vedem despre ce este vorba. Căminul Sfântul Andrei din Voluntari funcționa fără licență, iar beneficiarii centrului erau ținuți în sere, în ciuda caniculei care a cuprins această zonă a țării în ultima perioadă. Cei 26 de pacienți, vârstnici și cu diferite dizabilități, au fost salvați după ce reprezentanții prefecturii Ilfov, alături de inspectorii DSP, au făcut această descoperire. La Voluntari au fost prezenți inspectorii sociali pentru operațiunea de relocare. Înțeleg că toată aceasta a fost gestionată de prefectul județului Ilfov. Înainte de toate se pun nedreptul persoanelor vulnerabile și cei care sunt tutorii persoanelor vulnerabile se pot opune deciziei de relocare. Aceasta a fost partea cea mai sensibilă, fiindcă, în fapt, cei prezenți la fața locului au trebuit să țină cont de faptul că aparținătorii nu doreau ca unii dintre beneficiari să fie relocați. Patronul susține că acest centru a fost deschis din 2012, dar că serele nu ar fi ale lui. Ba chiar s-ar fi arătat uimit când jurnaliștii au spus că au dovezi care atestă că beneficiarii erau cazați acolo. Ba mai mult, cei care îl acuză de aceste atrocități sunt catalogați de patronul azilului drept psihopați, iar faptul că bătrânii erau ținuți pe hol este firesc pentru acesta. Sera respectivă nu este pe teritoriul căminului, este pe alt teritoriu. Am pus pacienții pentru câteva zile cât am zugrăvit, i-am pus pe hol. Firesc! Nu pot să dau socoteală de afirmațiile unor oameni, unor bolnavi psihici care vorbesc altceva decât ceea ce există în realitate. Tot proprietarul azilului este cel care încearcă să se spele pe mâini, spunând că și în spitale se procedează la fel atunci când există renovări în desfășurare. Toți cei 26 de pacienți au fost transferați în unități spitalicești din Ilfov și București. Medicii le verifică starea de sănătate pentru că nu există date exacte despre timpul pe care vârstnicii l-au petrecut în aceste condiții și cât au fost nevoiți să suporte temperaturile caniculare. Cum să fac așa ceva? Eu nu primesc pacienți de pe internet, eu primesc doar pacienți de pe telefon. Am prieteni și prieteni de prietenilor mei. Dacă vă duceți în spitalul Elias, vă duceți în spitalul Florească, vă duceți în spitalul Pantelimon, în spitalul municipal, în spitalul Bagdazar, peste tot există lucrări. Oamenii fac renovări peste tot. Și e firesc, își restrâng activitatea frumos. Muncitorii își văd de treaba lor pe partea lor, constructorii, și medicii își văd de treaba lor pe partea altă. Eu dau pastile și pun perfuzii. Restul nu știu, nu mă pricep la chestiile astea. În urma verificărilor, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice s-au sesizat din oficiu și au deschis un dosar de urmărire penală, în care fac cercetări pentru exercitarea fără drept a unei profesii sau activități și vătămare corporală din culpă. Cum se va termina toată nebunia asta? Jumate din
ce am văzut la televizor, vor fi cazuri care de fapt în care a fost abuzul de autoritate. Asta e problema. Și eu vă invit la 1 septembrie să mergem în școli și veți vedea că 80% din școlile din România nu vor fi autorizate la incendii. Da. Vă spun că am fost într-un consiliu de ani. De ce nu vor fi? Și vor fi deschise? Pentru că nu pot să închizi o școală. Așa cum nu pot să închizi un spital. Conform normelor care se aplică în aceste cazuri. Este o criză imensă de locuri în, azi, în centrele de îngrijire. Și nu vorbesc de bătrâni care sunt singuri, vorbesc de Alzheimer. Este o mare problemă cu Alzheimerul. Noi am avut o soacră mea. Să găsești un loc că un bătrân cu Alzheimer e o problemă, că nu mai știe cum îl cheamă, pleacă, îl pierzi și așa mai departe. Ei sunt în putere, dar nu mai știu cine sunt. E foarte greu. Și atunci, dacă până nu vom avea o bază de date clară, da? Cât sunt bolnavi psihic, cât sunt bătrâni, cât sunt aparținători, la nivel centralizat, nu se poate lua nicio măsură. Și probabil că nici nu există interesul să fie creat o astfel de bază de date. La adăpostul ceții se fură mai ușor. Iată, mulțumesc foarte mult, doamnă, că ați fost alături de noi. Ne revedem la 13 la Top B1, rămâneți.